Val de reacții după arestarea liderului opoziției anti-Putin din Rusia, Alexei Navalny, imediat ce a sosit la Moscova seara trecută, președintele Consiliului European, dar și ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, spun că reținerea dezidentului rus la revenirea în, țară, în țara sa este inacceptabilă. Criticul Kremlinului Alexei Navalny a fost reținut aseară de poliția rusă la controlul pașapoartelor. Tocmai revenise în Rusia din Germania la 5 luni după ce a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din familia Novichok. Principalul rival al lui Putin a ajuns în comă în august 2020 după ce se întorcea dintr-un turneu electoral în Siberia. Așa cum anunțaseră deja în zilele trecute, agenții l-au reținut pe opozantul liderului de la Kremlin pentru o condamnare primită în 2014. Milionarul a fost luat chiar de la punctul de control al pașapoartelor. Avocata lui Navalny a cerut să-l însoțească, dar a fost refuzată. Avionul în care se afla Alexei Navalny a aterizat în apropiere de Moscova pe aeroportul Ceremetievo după ce a fost deviat de mai multe ori. Incidentele au început încă dinainte de aterizare. Sute de forțe de ordine s-au adunat cu ore bune înainte de aterizarea pe aeroportul din capitala Rusiei a aeronavei în care se afla opozantul Kremlinului. Sunt fericit că am ajuns. Aceasta este cea mai bună zi a mea din ultimele cinci luni. Nu mi-e teamă. Cu un sentiment normal mă duc la controlul de frontieră, voi ieși normal și voi merge acasă, a declarat Navalny. Serviciul rus al penitenciarelor a confirmat într-un comunicat că Navalny a fost reținut pentru încălcarea termenilor eliberării condiționate. El va rămâne în custodia poliției până la audieri. Între timp, 53 de persoane au fost arestate până acum la aeroportul Vnukovo. Arestarea opozantului Alexei Navalnyi la sosirea sa în Moscova este inacceptabilă, a spus aseară președintele Consiliului European, Charles Michel. Acesta a făcut apel la Rusia să-l elibereze imediat. Același mesaj a venit și din partea șefului diplomației Uniunii Europene, Josep Borel. Și ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, a declarat că reținerea disidentului rus Alexei Navalnyi la revenirea în țara sa este inacceptabilă. Oficialul român a mai scris în mesajul său postat pe Twitter că represiunea împotriva opoziției, doar pentru că este opoziție, este profund nedemocratică. Reacțiile continuă să vină în valuri. Lituania i-a cerut Uniunii Europene sancțiuni împotriva Rusiei după arestarea lui Navalnei, potrivit agențiilor internaționale de știri. Este foarte posibil ca și în perioada următoare, în funcție de modul în care oficialii de la Moscova vor considera că pot izola, fără a sau o condamnare internațională, să se continue acest tip de Joc în sistemul judiciar, o formă sau alta, anticipez că va fi ținut sub amenințarea închisorii, poate va fi condamnat definitiv în primă etapă. Soția lui Alexei Navalny, Iulia, purtătoarea sa de cuvânt și avocatul acestuia, au fost lăsați să intre în Rusia seara trecută.